40 de edituri care au avut standuri proprii sau afiliate. De asemenea, am participat împreună la peste 55 de evenimente care au fost prelejuite de apariția unor cărți și au fost lansate 141 de titluri. Asta spune de la sine despre anvergura acestui târg de carte, care îl întrece în volum de activitate și în ținută pe cel de anul trecut. Noi ne bucurăm de acest fapt și ca prezență scriitoricească și ca prezență editorială și ca prezență organizatorică. Mulțumim tuturor celor care au contribuit la anvergura acestui târg, ediția 2016, și promitem că la anul va fi și mai mult și mai complex această manifestare. Ne ajungem deci la punctul final al manifestării, în care distinct vom acorda, sau mai bine zis, câțiva din colaboratorii Camerei de Comerț și Industrie, din asociații, din partenerii Camerei de Comerț și Industrie, vor acorda câteva premii. Voi începe cu Arhiprintul, care este aici lângă mine, domnul Arhire, patronul acestui importante unități tipografice din Piatra Neamț, care îi mulțumim pentru faptul că a fost aici și că este prezent și că vrea personal să mâneze premiul domniei sale. Îi mulțumim și pentru felul în care știe să întrețină cultul acesta al literei tipărite și îi mânăm microfonul spre a ne anunța ce premiu oferă cu prilejul târgului nostru. Mulțumesc, bună ziua! Am puținit mult. Tipografia Arhiprint oferă premiul său domnului dr. Virgil Răzeșu pentru Trandafirul albastru, un roman care a impresionat foarte mult familia mea, în special pe soția și soprii mei. Felicitări! Bravo! Acum va trebui, conform uzanțelor, să citesc și plicul pe care mi l-a trimis aseară. L-am desfăcut aseară la festivitatea care a avut loc nu departe de locul în care ne aflăm. Așa, dar îl voi reciti și în fața dumneavoastră pentru că este interesant. Din partea Societății Autograf, de asemenea a fost oferit un premiu. Societatea Autograf este tipografia, cum știți foarte bine, tipografia Autograf, cea mai bună tipografie de carte din județul Neamț și în paranteză, facem o paranteză, și cea mai ieftină, cea mai accesibilă. Prin patronul acestei societăți, care se numește Cristian Diacon, un foarte inimos patron și un om care lucrează cot la cot cu editorii și cot la cot cu meșterii pe care îi are în atenție, pe care îi are în subordine. Este un patron care lucrează de dimineață până seara, un patron neobosit, de o energie năvalnică. Iată ce ne scrie dânsul aici. Premiul SECE Autograf SRL, Târgul de Carte Libris, Piatra Neamț, ediția 6-a. Tipografia SECE Autograf SRL, implicată în multe apariții editoriale din județul Neamț, acordă editurii Criga Rux din Piatra Neamț, director Cristian Livescu, premiul pentru tenacitatea cu care promovează scrisul nemțean. Premiul cu o valoare de 1000 de ron, constă în sprijinirea apariției unei cărți. Îi mulțumesc foarte mult, am ținut să împărtășesc cu dumneavoastră această bucurie. Pentru mine a fost aseară o surpriză deosebită, nu știam de acest lucru, dar am vrut să împărtășesc și cu dumneavoastră acest gest care mă onorează și îi mulțumesc mult lui Cristian Diaconu pentru faptul că s-a gândit la editura Criga Rux, care într-adevăr se ocupă de creativitatea din județul nostru. Mergem mai departe și îi dăm acum microfonul unui alt component al palmaresului final al manifestării noastre, respectiv doctorului Virgil Răzeșu, care acordă premiul, ca să zicem așa, premiul central al manifestării.
inițiativa unor premii care să se acorde participanților la târgul de carte Libris 2016 să-mi aparțină. Și mă bucur pentru această inițiativă. Pentru că un premiu acordat în cadrul unui asemenea târg de carte are cel puțin două finalități. Una dintre ele este să stimuleze competitivitatea și, în al doilea rând, să răsplătească pe cei care fac efortul de a fi prezenți la asemenea manifestări. Trebuie să spun că pentru un plus de apreciere, editura noastră a considerat că se cuvine ca premiile respective, premiul nostru, să fie acordat celor din afara județului Neamț. Pentru că trebuie să știți foarte bine că nu este deloc ușor să-ți iei calabalâcul și gospodăria cu tine și să faci zeci și sute de kilometri. Premiul editurii noastre poartă numele Ivona Răzeșu, care a fost soția mea și care zilele acestea împlinește 6 ani de când a trecut în neființă. Cei care au cunoscut-o știu foarte bine că era o mare iubitoare de carte și de lectură. Aș vrea să mai spun o trăsătură absolut rară. Dacă o întrebai despre personajele unei cărți pe care a citit-o în urmă cu 25 sau 30 de ani, ce o spunea fără niciun fel de discuție. Așa se întâmpla și cu personajele din film și cu acțiunile filmului respectiv. Aș mai vrea să spun, în amintirea ei, o trăsătură pe care n-am mai întâlnit-o niciodată. Ea știa să spună ce culoare de ochi are persoana care a stat o singură dată în fața ei și dacă asta s-a întâmplat în urmă cu nu știu câți ani. Personal n-am mai întâlnit și o întrebam cum faci și spunea nu știu, nu știu să spun cum fac pentru că nu țin minte ce culoare are, ce culoare de ochi are Maria sau Ion, dar știu fizionomia și recunosc imediat culoarea ochilor. Premiul nostru a fost acordat în urma unui mini concurs, era firesc să fie așa, la care au participat 22 de edituri care ne-au propus pentru premiere 51 de titluri. Vă rog să credeți că am pregătit cu toată seriozitatea acest concurs, am mers absolut la toate editurile care au avut standuri de carte, le-am explicat despre ce este vorba și le-am solicitat titluri din cărțile reprezentative ale lor. Sigur că cineva poate să se întrebe, domnule, cum ai trecut peste 51 de cărți în 2 sau 3 zile? Dar trebuie să vă spun că am pregătit în mod foarte serios acest premiu. Unele sau majoritatea cărților erau deja intrate în circuitul public și le cunoșteam, încât numai 2 sau 3 titluri am luat cunoștință de ele în timpul târgului de carte. În cele din urmă, alegerea noastră privește o carte și o operă monumentală, enciclopedică, cea care este coordonată de Ioan Holban de la Iași, omul de cultură al Iașului, o carte apărută până acum în 3 volume și care a fost tipărită, editată la Tipo Moldova din Iași. Puteți remarca și calitatea editorială, ținuta editorială și un fapt foarte important, în aceste 3 volume sunt incluși 181 de scriitori din întreaga țară. Vă rog să credeți că nu este nicio plată pentru ce a fost, fiindcă nu figurez în aceste volume și niciun avans pentru eventualitatea includere într-unul dintre volume. Dar această carte este o carte cu va urma și sunt absolut convins că poate deveni un instrument foarte important pentru aprecierea potențialului scriitoricesc al întregii țări. Premiul nostru
constă într-o diplomă acordată domnului Ion Holban și editurii Tipo Moldova din Iași. Constă într-un pachet din câteva cărți editate de noi și numai puțin dintr-o sumă de bani care înseamnă 1500 de lei. Un premiu modest, dar pe măsura posibilităților noastre de editură provincială. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la acest târg de carte, care după mine a crescut ca nivel de la an la an. Vreau să mulțumesc în mod cu totul particular Camerii de Comerț și Industrie și mai ales domnului Caravan Mihai, care a dus greul acestui târg. Îmi pare foarte rău că domnul Ioan Holban nu este prezent. Aseară l-am poftiți vă rog. Aseară am vorbit cu dânsul la telefon, i-am spus că este câștigătorul premiului Ivona Răzeșu și s-a scuzat că nu poate să fie prezent, fiindcă era la o altă acțiune culturală într-un alt oraș al țării. Nu în ultimul rând, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor care ați dat viață acestui târg. Vă mulțumesc! Este aici reprezentantul editurii Junimea, care și al editurii și al editurii Tipo Moldova. Da. V-am spus că editura Tipo Moldova este una din editurile de prestigiu, dar mai este și această plachetă care oferă Camera de Comerț. Această plachetă este făcută de domnul Petrică Diaconu. Da. Și l-am rugat să-mi aducă una tot pentru premiul respectiv. Dumnealui este reprezentantul editurii, da, Junimea, care va duce premiul la Iași. Se știe despre acest premiu, deja a stârnit interes la Iași și eu dimineața am primit un telefon tot pentru tot pe ideea acestui premiu, are ecou la Iași. Încă o dată vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați participat. De data asta mă adresez publicului. Ați fost alături de noi la acest maraton publicistic, maraton editorial, care, cum v-am spus, a însumat peste 55 de evenimente, evenimente care s-au derulat cu repeziciune. Cred eu că a fost o reușită. Au contribuit la aceasta Consiliul Județean, Consiliul Local Piatra Neamț, Primăria Municipiului Piatra Neamț, de asemenea Societatea Scriitorilor din Județul Neamț, Reprezentanța Neamț a Uniunii Scriitorilor, Biblioteca Județeană Gete Chirileanu și celelalte foruri culturale, alte foruri culturale care au fost prezente aici. Vreau să vă mulțumesc și să-l rog, dacă este lângă mine, domnul Mihai Caravan să ne spună câteva vorbe finale. Mă bucur că este aici, chiar așa, luat așa direct. Câteva impresii la cald. Eu vă mulțumesc că sunteți prezenți aici la prânzul de duminică, în loc să fiți la prânzul de duminică. Vreau să vă spun că deja pentru anul viitor gândim altă modalitate de a prezenta, de a fi prezente cărțile la acest târg. Sunt câteva persoane pe care trebuie să le mulțumesc și fără care nu aș fi putut să organizez acest târg. Unul este domnul Livescu, domnul Cristian Livescu, care s-a ocupat de partea asta de lansări. A doua persoană pe care poate nu o știți, este undeva în spate acolo, este domnul HDR. Domnul HDR, vă rog să veniți un pic. Dumnealui care a lansat, cred că, 40-50 de cărți din cele 141. Din cele 141. Mulțumim Valentin tare, Najder. Domnul Valentin Najder, domnul Adrian Alu Gheorghe, directorul de la Biblioteca GT Chirileanu, domnul Dan Iacob, care și dumneavoastră este prezent aici, domnul Emil Nicolae, doamna Luminița Vârlan, stați un pic, domnul, vreau să...
doamna Luminița Vârlean, viceprimarul municipiului Piatra Neamț. Aceștia fac parte din echipa care au organizat acest târg. Vă mulțumesc încă o dată. Și dau domnului Așder microfonul, este mai priceput în vorbe decât mine. Da, nu știu dacă... O impresie din afară de data asta. Da, cred că o să mă rezum și o să vă spun ce spunea regretatul Radu Săplăcan. Unul din puținii scriitori și oameni riguroși pe care i-am cunoscut și onești. Nu sunt foarte mulți. Spunea așa, câtă prietenie, atâta exigență. Aș putea vorbi o jumătate de oră, două ore și trei minute inclusiv despre importanța unor premii la anumite târguri. Mă rog, nu-i treaba noastră. Dar nu cred că e bine. Totuși ar trebui să separăm literatura de alte ocupații ale vieții. Adică literatura are regulile ei. Criteriile sunt absolut estetice. Deci, cum să vă zic? Da, e frumos să ne întâlnim, să ne felicităm unii pe alții, dar, repet, vorba lui Radu Săplăcan. Câtă prietenie, atâta rigoare, atâta exigență. Adică, dacă confundăm dreptul la liberă exprimare cu literatura, e în deserviciu tuturor. Deci, e imposibil să avem 22 de milioane de scriitori. Sunt, dacă aveți și aveți cu siguranță toți câte o listă așa de suflet, nu cred că numără mai mult de 10 cărți sau mai mult de 10 autori. Nu cred că puteți merge cu 1000 de autori după dumneavoastră. Sunt 10 preferați. Adică, asta să vreau o pledoarie pentru ierarhie. Și ca să terminăm vesel, vă spun bancul meu preferat când vine vorba despre ierarhii. Un om s-a dus să cumpere un papagal și a întrebat cât costă. Și i s-a spus, 2000 de euro. Cum adică 2000 de euro un papagal? Și, păi da, pentru că vorbește trei limbi străine. L-a întrebat în francez, a răspuns, l-a întrebat în engleză, a răspuns, l-a întrebat în spaniol, a răspuns. Și următorul cât costă? Păi următorul e 5000. De ce? Păi la vorbește 5 limbi străine. Mă rog, următorul era 20.000 pentru că vorbea 7 limbi străine și era unul care costa 100.000 de euro. Păi lumea ta ești sănătos, cum adică? Da, și ăsta ce știe să facă? Și ăsta, pe ăsta nu l-a auzit nimeni vorbind, dar toți ceilalți îi zic șeful. E, știți, pare slăbuț, dar e adevărat. Așa e. Pare slăbuț bancul, dar e adevărat. În orice context. Adică orice context și orice adunare ar trebui supusă aceleiași ierarhii valorice, indiferent de loc, timp și caz, nu? Ca să ne referim așa. Bun. Dar vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră, adică celor care v-ați rupt din timpul dumneavoastră și ați fost alături de noi, adică alături de niște oameni care și-au dedicat viața cărților. Ați văzut cartea lui Mihai Gheorghiu, la care a lucrat 24 de ani, deci 20 de ani de lectură, da? Exhaustivă a lui Mircea Eliade și 4 ani de scriere. Dacă asta ar fi condiția impusă oricărei cărți, am avea sub 100 de cărți în țara asta. Dar bune, adică vorba unui înțelept, nu? Esențe. Păi asta e, esențe tare. Esențe tare în vase mici. Mă rog, noi suntem latini și ne place să ne diluăm. De asemenea, Vianu Mureșan, numai Dan Tomuleț, care e cel mai bun specialist în Plotin. Și încă ceva, adică să nu credeți că venim în fața dumneavoastră cu vreo aroganță sau cu, nu știu cum să vă zic, poate să pară și asta din cauza tematicii, dar noi asta facem, adică atâta suntem, nu pretindem să fim mai mult de atât. Adică dacă omul se ocupă de filozofie, filozofie propunem. Și puțină literatură, nu foarte multă, că acolo suntem mai riguroși un pic. La întrebarea ce publicați, noi răspundem de obicei, publicăm de toate, dar nu orice. Și vă așteptăm și pe dumneavoastră cu oferte, cu propuneri editoriale, în măsura în care intră în profilul nostru cu drag. Și, mă rog, le lansăm la anul aici, cum am făcut cu cartea domnului Mihai Stâncaru sau domnului Mihai Merticaru. Vă mulțumesc încă o dată și să știți că nu găsim peste tot un public cum aveți dumneavoastră aici și interes real pentru cultură și pentru literatură în special. Adică
e un lucru pentru care puteți să vă felicitați chiar dumneavoastră. Vă mulțumesc! Încă o dată mulțumim și cu prilejul acesta declarăm închis târgul de carte de la Piatra Neamț, ediția 2016. Vă mulțumim pentru participare și vă așteptăm anul viitor.